un rezultat mincinos după cum au decurs lucrurile. Din păcate, a treia etapă și nu reușim să câștigăm 3 puncte. Rezultat mincinos în prima repriză, am fost total la discreția noastră, dar neșansa a făcut să nu introducem mingea în poartă. A doua repriză am încercat iarăși să punem adversarul la o presiune constantă, dar în timp ce au după cursul jocului, trecând timpul, n-am mai reușit să fim așa de limpezi. Cu toate că pe final puteam să câștigăm și noi și echipa oaspetă. Dar din punctul meu de vedere, e o echipă destul de solidă. Nu întâmplător au scos egal cu Suceava și egal afară la Galați. Merita acest public minunat o victorie? Noi pe această cale mulțumim publicului care etapă de etapă alături de noi. În schimb, ar trebui să înțeleagă, suntem o echipă nouă, trebuie să ne acorde necondiționat încredere. Noi încercăm tot ce omenește posibil ca să-i mulțumim pe acești suporteri minunați. Pe parcurs o să creștem de la etapă la etapă. Din păcate, avem și un pic de ghinion, tot timpul ne întâmpinăm dificultăți din punct de vedere accidentărilor, acum suspendați. Asta e, vom vedea pe viitor ce vom rezolva. Avem și etapa viitoare, sper să-și revină 3 jucători accidentați. Durerea cea mai mare e aici, la regula federației, unde ne se impune să jucăm în teren cu un junior de 99, 2 de 2000. Noi deocamdată nu avem așa ceva, avem unul care este accidentat, domnul Țenu Bogdan. Ceilalți copii care ați văzut azi în teren, am intrat, am început cu copii de 16 ani, 2 copii de 2003. Ăsta e fotbalul cu ce avem, dacă conducerea ne va da încredere în viitor, copiii ăștia vor crește și în viitorul apropiat vor face un lucru bun. Dar, v-am spus, răbdare, o să încercăm. Mai este o chestie foarte importantă cu noi, calitativ nu stăm bine, nu avem deocamdată un jucător care să facă diferența. N-am reușit să aducem înainte de începerea campionatului. Ăsta este nivelul, potențialul financiar al orașului, a echipei. Trebuie să ne încadrăm într-un buget, trebuie să nu-l depășim. Încercăm cu ce avem pe plan local și sperăm că o să fie bine. Urmează o deplasare dificilă. Nu contează în fotbal, niciodată nu se știe. O să mergem la Galați, încercăm să scoatem punct sau punct. Mulțumim, succes!